Puține sunt locurile acestui oraș în care numai arta stăpânește. Unul din locurile în care arta este la ea acasă este atelierul constanțean al pictorului Ion Tițoiu. La ea acasă este arta și în sufletul artistului, ascuns cu minte în spatele obiectelor vechi de zeci de ani care îi umplu atelierul. Cele 63 de expoziții din marile orașe ale țării, din Statele Unite, Suedia, Spania, Germania, India, Finlanda, Franța, Brazilia, sau expoziția pregătită pentru anul viitor la Yokohama, oraș japonez împrățit cu Constanța, toate acestea nu spun poate foarte mult. Nici chiar sutele de dolari plătite de colecționari pentru arta lui nu spun totul. Glasul culorilor și mai cu seamă al gravurilor lui Ion Tițoiu este mai puternic. Puțină lume știe câtă trudă închide în ea o gravură, dar toată lumea știe câtă bucurie răspândește. Meseria asta de gravor este destul de grea și foarte puțini oameni se încumetă să abordeze această tehnică. Pentru că ai nevoie, în primul rând, de foarte multe materiale care nu le găsești. De cupru, de aramă, alamă, zinc, aciz azotic, hârtie foarte bună de specialitate, de cerneluri extraordinare care noi nu le fabricăm, deci numai în Occident le poți găsi. Și în acest impediment sunt foarte, foarte puțini artiști care fac această meserie. Eu mă număr printre acești puțini oameni și încerc să creez o școală de gravură la Constanța și sper că în 2-3 ani să reușesc să am câțiva elevi buni. Elevii săi, care vor lucra la decorarea sanatoriului de boli nervoase din Techirghiol, gravorul Ion Tițoiu, viitorul expozant la Biblioteca Română din New York, și noi, cei cărora ne dăruie emoția contemplării, ne reîntâlnim în spațiul aceluiași oraș, Constanța, și, de ce nu, în spațiul aceluiași suflet.